something like you love me and make my day like you always do. Like you always do. Nou video. Hei, bună. Și bine ați revenit la un nou video. Astăzi am început un vlog. Este un vlog cap-coadă, sper. Adică în aceeași zi să stau și să filmez și să editez vlogul de pe o zi. Pentru că avem foarte multe de făcut și mă gândesc că ceea ce filmez poate acoperă un vlog, dar nu știu, să văd. Cert este că astăzi facem dulceața. Mai vreau să fac niște ardei pe care îi pun la borcan, vreau să fac și niște sfeclă roșie dată prin răzătoare și voi să o punem la uscat ca să ne facem colorant roșu, ca să avem mult, mult timp. Aici fac dulceața. Vreau să fac și o activitate cu Tiara, că n-am mai apucat ieri să o fac și o să fac imediat după ce termin aici. Și cam asta. Eu mă apuc de strâns caise. Sper să ajung. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Dacă ați ști cât de bine miros. Doamne, plouă în gură, am mâncat din copac o grămadă. Sunt foarte gustoase, dulci și moi, foarte faini. Sunt foarte, foarte faini și au un parfum extraordinar de fain. Și acum vreau să le spăl. With you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're aici 3 kg de caise și am să pun cam 2 kg 800 de zahăr. Și scorțișoara am să o adaug în momentul în care pun la fiert. Pun zahărul, amestec și după aia las cam 2 ore să stea așa. Am pus zahărul, las aici cam 2 ore după ce se înmoaie puțin să lase suc și după aceea pun pe foc la fiert. Am zis să vă arăt dulceața mea de caise, cam așa arată, e mai mult un magiun, are batoane de scorțișoară înăuntru pentru că am vrut să-i dau o notă de scorțișoară, cu o tentă așa. Mai las un pic să scadă, cam un deget și după aceea am să pun în borcane, pe care bineînțeles că le-am spălat și le voi steriliza, imediat le sterilizez. Cam așa, cam asta facem noi astăzi. Ok, am pus aici la sterilizat borcanele. Acolo este gata, am închis la foc. Capacele sunt noi. Sper să se potrivească. Am să le spăl acum. Și să vedem dacă se vor potrivi la borcane. Eu asta îmi doresc acum, să vedem. Ok, mi-am scos aici borcanele de la sterilizat, am spălat capacele, sunt aici, dulceața este aici. Am să iau un polunic mic și mă apuc de pus dulceața în borcane. I let you down, and I know that I was not always
eyes around. I made you feel alone. You spent most of the night. Șterg porcanul, pun capacul și apoi întorc cu funul în sus. Given you the things you asked me for, and I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Did not make you smile. Did not make you feel like you were happy for a while. I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. But I hope that you give me one more chance to make you mine. Whoa, whoa, whoa. 11 borcane au ieșit din 3 kg de caise. Le-am întors cu fundul în sus. Voi pune un prosop peste ele și le las așa până mâine, până se răcesc bine. Sau până diseară, cred. Și după aceea am să pun pe deasupra capacelor proiectul pe care îl facem împreună cu Tiara. Dar cam așa arată dulceața mea de căise, momentan. Ultima formă de tort. Voiam să vă arăt așa de aproape secțiunea, cât de fain arată. Geleul acela de afine cu zmeură e foarte bun, mai trebuia un pic însiropat. Dar în rest este super delicios. Da, spuneți-i papa pentru că nu o să mai fie. Da. Cam asta e tot. Ok, este 2 fără 10 și asta mănânc eu de prânz. Dimineața am mâncat niște brânză cu smântână și jumătate de avocado. Și acum mănânc niște oasă, însă cu 2 felii de oasă. Un se cu unt vegan, castraveți și roșii pe deasupra, iar peste roșii am pus un pic de condiment și sare și acolo o sălățică cu roșii, ceapă roșie, o lingură de ulei și puțină sare. Atât. Asta mănânc eu la prânz în nici nu mai știu ce zi, n-am mai ținut oricum evidența. Da, super, super wow. Se vede. Cât e mai grosul ăla? Nu așa. Dacă funcționează treaba asta, ce mai tare? Stai. Nu. Ba da. Fugi? Nu. Nu știu dacă nu treci până la mâncare. Oprește o leacă. Le-am pus în 2, știi? No, uite, cum, uite cum îl reține, uite. Calcarul. Uite. Dar într-una e suficient. Uite așa.
stai să-i fac așa. Trebuie să-l pui invers, de-i pe la mai lungă. Hai! Hai, altă-l curge. Trei oameni! Uite ce frumos se-l adună! Așa! Pomică, mai fac afiticitate. Pomică! V-am promis o activitate împreună cu Tiara. Avem nevoie de frunze, de diferite forme. Avem de la trandafir, ardei, roșie, zmeură, pătrunjel, leuștean. Ok. Un tocător, un ciocan. Noi ne ocupăm de asta. Și pânză albă. Noi vom acoperi capacul borcanului și o să vă arătăm pentru ce facem asta, de fapt. Ok, punem... Facem un sandwich. Facem un sandwich, mami, da? Și punem o frunză de... Ce e asta? Frunză. Zmeură. Și o punem așa frumos, să fie dreaptă. Frumos, așa. Apoi punem o altă pânză pe deasupra. O punem în centru. Sper să vedeți. Punem aici în centru. Punem altă pânză pe deasupra. Și doar mami. Doar mami. Așa. Folosește ciocanul și începe să bată. Și un tocător ca să nu strică masa. Trebuie să se imprime frunza, da? Și mai avem de bătut mult, mult. Ia să vedem. Așa, vezi și s-a imprimat frunza, dar, uite. Desprindem acum frunza asta. Pa, 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 pa. Vezi? Și vezi ce frumos a rămas? Uite ce frumos a rămas. Țac, țac, țac. Avem un colet cu... Cum se cheamă? Borcane! Pe care vrem să-l deschidem împreună. Sper că nu este adresa. Nu este. Hai! Am tăiat tot. Așa. Vrei să ai grijă la degețel? Bravo! Așteaptă! Pac, 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 pac! Ia să vedem! Așa. Wow! Asta e factura. Și ia să vedem borcanele de la 4 stagioni. Așa, stai să le arătăm. Da. Și ia să vedem borcanele. Wow! Ce frumoase sunt! Ia să vedem. Vedeți un pic? Așa. Și
așa ce arată. Vezi? Foarte frumoase. Ca să punem ardei. Ca să nu se mai strice. Da. Ce spui? Îți place? E la 4 stagioni. Bravo, mami. Gata, mami, te iau imediat. Haide, uite, sunt 12 aici borcane. Toate de la 4 stagioni. Frumos ambalate, să nu se spargă. Ia să vedem, să le verificăm pe toate. Să nu fie sparte. Nu sunt sparte, nu-i așa? Au fost cu atenție ambalate, da? Da, nu sunt sparte. Bun, hai să le punem capacul la ei. Vrei asta? Să se dea, să-ți dea mami una? Hai să-ți dea mami una, poftim. Nu vrei una? Uite, două. Poftim. Pac. 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 Oh, wow. Așa. Vreau să vă arăt ce fac cu sfecla. Am 5 bucăți. Am să o curăț și o voi da prin răzătoare. Ardeii aceștia roșii am să-i coc. Aceștia verzi sunt din solar, dar aceștia roșii i-am cumpărat din piață și vreau să-i fac. Imediat vreau să-i fac. Dar prima și prima dată mă ocup de sfeclă. De fapt, imediat, cred că pe undeva pe la 5 mă ocup să de copt ardeii, pentru că este foarte cald acum afară. Dar până la ardei, sfecla este prioritară. Vreau să o curăț și apoi să o dau prin răzătoare, dar să mă schimb că sunt în alb și nu vreau să-mi pătez cămășuța asta. Prima dată curăț sfecla. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the world. Pun într-o tavă. Așa, pun sfecla. Ce faci? Pun asta acolo. Ai grijă. Nu pui mânuța? Nu știu. Că ești murdară. Du-te și te spală pe mâini și după aia poți pui mâna. Uite, mami se murdărește cu roșu. Da? Ce? Că este sfeclă. Și se cheamă sfeclă roșie. Sfecla roșie pătează. Înțelegi? Da. Nu da. Pa, pa. Ina mea. Pa, 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 pa. Haideți că de la mama am trecut la soacra mea. M-am apucat să scot ceapa. Am aici ceapa și până am scos, să zic, nici măcar un sfert de rând. Dar uitați ce uscată este coada. Și mă ocup, am ceva treabă, cred că vreo 2 ore. Voi sta aici și voi scoate ceapa. Da, e de aici până pe acolo, până aproape de solar. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Dream.
tata a copt ardeii, i-a desfăcut, eu mă ocup să le scot sâmburii și după aceea vă arăt ce fac în continuare cu ei. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Bună dimineața! Uitați ce mic dejun frumos are Dada. Ce ai aici, mami? Pâine. În formă de? Bestișor, bestișor. Și aici? Steluș. Și aici? O cană cu... iaurt. Cu iaurt. Asta are fata la micul dejun. Și sper să mănânce tot. Mănânci tot? Da. Bine. Ha, poftă bună! Ești fetiță mari, mami? Uite ce mari, mama! Uite un pic la fața ei cât de mult s-a schimbat! Nu? Haideți să vă zic exact ce am făcut aici. Ați văzut ieri sfecla, că am dat-o pe răzătoare, bineînțeles că am curățat-o înainte. Am pus-o pe tăvile astea. Am pus-o pe două tăvi. Vedeți, sunt două. Dar s-a uscat între timp. Sfecla trebuie ținută la soare, direct la soare, ca să se usuce. Și se face așa. Ea trebuie să fie și mai uscată, astfel încât când pun mâna așa să se sfărâme. Apoi o voi da prin blender și se va face așa, ca o pudră. Dar cam asta am făcut. Am dat-o pe răzătoare, am pus-o la uscat și acum a plouat. Ați văzut că a plouat și am pus-o aici la dos. Dar după ce iese soarele, am să o pun din nou la soare. Și cred că undeva pe mâine, chiar poate și astăzi, este gata. Va trebui s-o dau doar prin blender. Dar da, cam așa arată și voi face din ea colorant alimentar roșu. Da, cam asta. Îmi doresc de foarte mult timp să fac asta. De foarte, foarte mult timp să fac asta. Aici a cules tata păstăi din grădină. Sunt păstăi verzi și o să fac o... Uite cum mai vine tata cu găleat de păstăi. Uitați un pic cum s-a făcut rana mea. S-a dus coaja și a rămas așa. Da. Mă ustură foarte, foarte tare. Dar n-am ce să fac. Acum vreau să mă pansez pentru că s-a trezit Noa. Și dacă îmi freacă acolo pe rană, mă doare și mai tare. Și mă pansez cu ceea ce vedeți aici. Mă dau cu crema asta de la Aven. Și calfat. Și... comprese sterile. Da, mama! Ce faci? Bine! Ce faci, puiu? Ce faci, puiuță? Trebuie să te schimb. Oi, câte treabă mai avem. Haideți să vă zic ce... Ce, mama? Haideți să vă zic ce fac aici. Vreau să pun niște ardei la borcan. Și am nevoie de ardei. Ați văzut deja că i-am curățat aseară. Astăzi e o nouă zi. N-am apucat până acum. Sunt ardei copți, ardei capia neapărat, copți.
le-am scos sâmburii și zeama pe care am lăsat-o este aici. Nu, este foarte important să nu se arunce zeama asta. Am să pun ulei, câțiva căței de usturoi și, bineînțeles, sare. Zice el ceva acolo, se joacă cu piciorușele. Da, mama? Ce zici tu acolo? Eu am mai făcut în trecut, dar s-au acrit după 2 săptămâni, așa că mi-am cumpărat borcane. Le-ați văzut deja, le sterilizez aici. Sunt din astea cu filet gros, de la 4 stagiuni. Și sper de data asta să nu se acrească ardei în borcan. Aici tata a făcut o saramură de pește. Arată foarte bine, numai că pe mine nu mă atrage absolut deloc, dar arată foarte, foarte bine saramura asta de pește. Acolo aștept să fiarbă apa, să se sterilizeze borcanele, le voi întoarce eu când fierbe apa. Iar aici mă ocup să pun sarea, usturoiul, uleiul, aici peste, nu pun oțet, nu pun oțet deloc, vreau să fie așa în suc propriu. Și acum urați-mi noroc să nu se strice. Prima și prima dată am să cântăresc ca să am așa o idee, să-mi formez o rețetă, ca să mă pot ghida după ea. Mi-a zis o urmăritoare că are și ea cântar din asta, dar nu știe să-l folosească. Și am zis să o ajut. Pur și simplu deschid apăsând pe tară și mai apăs o dată ca să mi-apară la zero. Aici unitatea este în grame. Dacă vreți în altceva, apăsați aici. Am ajuns din nou la grame. Pun un recipient pe deasupra și are 173 de grame și dacă vreau să ajungă tara la 0 din nou, mai apăs o dată pe tară. Sau, mă rog, un pic mai tare. Așa. Și după aceea, acum pot să pun cantitatea de ardei, de exemplu, și îmi cântărește cât ardei am înăuntru aici. Ok, deci am pus aici ardei, uleiul, sarea, usturoiul și apoi, băgând mâna curată, încep să masez, până devin, imediat vă arăt cum se fac. Ok, deci zeama în care stau va trebui să fie așa. Am amestecat cam 2 minute și așa ar trebui să fie zeama. Dacă voi excela cu rețeta asta, promit că o să vă dau peste vreo lună când am să pun ardei peste iarnă. Dar momentan așa vă dau o părticică din rețetă, că nu vreau să vă promit ceva și să nu fie bun. Momentan așa arată. Aștept să fiarbă, să se sterilizeze borcanele și apoi voi pune ardei în borcane. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. Okay, eu i-am întors așa. Acum îi voi lăsa câteva ore așa, sper să nu se acrească. Îi voi lăsa cam 2 săptămâni așa, cum îi vedeți. Bine, întorși. Și după 2 săptămâni îi deschid să văd dacă s-au acrit. Ce faci? Ce faci? Bă, bibu! Hei! Hei, tati, ce faci? Ce faci? Ce faci?